toți! Vă zic sau bună dimineața, bună ziua sau bună seara, pentru că nu știu în ce parte a zilei veți privi acest filmuleț. Noi, comunitatea Mame Digitale, am hotărât să pornim o serie de interviuri cu femei de la care vă puteți inspira, cu femei pe care puteți să le urmăriți și la fel să deveniți și voi ca ele sau și mai puternice, pentru că în comunitatea Mame Digitale sunt acele femei din orice colț al lumii, atât din America, Europa, Rusia și așa mai departe, și ele au avut un scop. Un scop de a porni o afacere pe online, din cadrul căruia să poată să câștige bani și prin așa modalitate să poată să fie alături de familie cât mai mult timp. Sau, pur și simplu, dacă nu încă are familie, să poată să-și gestioneze singură timpul său personal. Din acest motiv, vom încărca periodic pe canalul de YouTube aceste interviuri cu femeile care au fost în cadrul cursurilor noastre sau alte femei pe care noi le-am invitat și anume pentru voi ca să puteți să vă inspirați de la fiecare din ele și să vă selectați acea informație care să vă fie vouă utilă. Astăzi noi avem invitată pe Lucia Vulpe, ea este Life Mentor, așa că haideți să o salutăm pe ea și să vedem și istoria ei. Lucia, te salutăm cu mare drag! Bună, Emma! Bună tuturor celor care ne urmăresc în acest moment! Lucia, vreau în primul rând să-ți mulțumesc pentru timpul tău. Îți suntem recunoscătoare pentru că te-ai încrezut nouă și ai venit în programul Mame Digitale. Și astăzi interviul este cu tine, o să te las pe tine mai mult să vorbești. Eu doar am să-ți dau câteva întrebări și astfel tu vei răspunde la ele. Deci, pentru început, vreau să ne povestești cine ești tu, care este activitatea ta și unde te afli la moment. Da, Emma, în primul rând vă mulțumesc și eu pentru invitație, să știți că onoarea este de partea mea. Eu mă numesc Lucia Vulpe, sunt Life Mentor. Misiunea mea este ca să ghidez oamenii, în mod special femeile, în drumul lor către regăsire de sine. Zi de zi încerc să-i motivez către o viață mai bună. Momentan mă aflu în orașul Roma, în Italia, însă dacă m-ai întreba unde de fapt locuiesc, aș spune că 50% din timpul meu îl petrec în Italia și 50% din timpul meu îl petrec în Moldova. De ce așa? Pentru că cumva proiectul meu este vizat sau vizează teritoriul Republicii Moldova în mod special. De aceea vin foarte des într-acolo, în Moldova, pentru a crea noi colaborări, pentru a mă întâlni cu femei minunate și a face un schimb de experiențe. Până a porni pe drumul ăsta de Life Mentor, sau anticipez întrebarea ta, cum a pornit această carieră ta? Păi să știi că totul a început, în primul rând, din nevoia sau necesitatea de a mea de a cunoaște, de a mă îmbunătăți sau de a schimba anumite aspecte ce țin de viața mea și de persoana mea. În momentul în care am conștientizat că care îmi sunt părțile bune sau aturile și care îmi sunt părțile cumva mai puțin sau mai slabe, am zis că vreau o schimbare și am pornit pe drumul ăsta. Până în momentul în care am simțit că vreau să ofer din această cunoaștere a mea și din experiența pe care am trăit-o, să ofer și celorlalte femei care se află și ele în punctul în care simt că doresc să facă o schimbare. Deci tot ceea ce ofer, tot este legat și vizează cumva experiența mea personală, plus și toată cunoașterea pe care am acumulat-o de-a lungul anilor. Este cu atât mai fain că atunci când o persoană pornește o afacere, nu pur și simplu că vrea o afacere, dar când viața te aduce pas cu pas, iată, spre acest moment, atunci acest proiect
că eu, în cazul tău, cred că n-aș spune că e o afacere, dar este un proiect frumos prin care tu dedici, într-adevăr, cunoștințele tale altor femei. Deci mi-ai anticipat două întrebări și care este motivația de a porni așa proiect, dar și care este activitatea. Așa că vreau să te întreb, pentru că cele mai dese ori întrebări sunt care a fost punctul de start? Iată, tu ai făcut aceste cursuri, ai fost la diferite consultații și ai ajuns la momentul că te-ai gândit că ai fi vrut acest proiect. Ce ai făcut tu în primul rând? Da, drumul meu în cunoaștere de sine, așa să-i spun, a început acum 4-5 ani și până am ajuns în punctul în care discutam cu oameni din anturajul meu sau chiar și din afara mea, și îmi spunea, Lucia, cum se face că cumva tu găsești răspuns la orice întrebare? Întrebare mă refer la nivel personal sau din sectorul dezvoltării personale. Și atât de mult eram pătrunsă în acest domeniu și aveam o sete profundă de cunoaștere și nu m-am gândit cumva mental că doresc să fac din asta o afacere. Și am simțit cumva în interiorul meu că vreau să exteriorizez ceea ce simt, ceea ce cunosc și vreau pur și simplu să împărtășesc și cu ceilalți oameni din acest bagaj, așa să-i spun, de experiență și de informație. Astfel, am căutat o soluție, zic ce aș putea să fac, cum aș putea să împărtășesc cu oamenii din acest bagaj al meu. Și n-a durat mult de când mi-am adresat această întrebare și am descoperit pe voi, comunitatea Mamei Digitale. Din momentul în care v-am descoperit, nu am ezitat, am luat contactul direct cu voi și exact în ziua în care v-am contactat, ca să aflu mai multe detalii, exact atunci mi-a spus, pentru că vorbisem inițial cu Lia, mi-a spus, uite, cursul începe chiar astăzi, în câteva ore, așa că dacă vrei te poți înscrie. Deci eu nu am stat să zic, hai mă gândesc un pic după care revin, ci din start zic, da, ok, mă înscriu pentru că simt că asta este ceea ce îmi doresc și ăsta va fi un punct de pornire către ceea ce simt eu că vreau să fac. Deci cumva pornirea mea nu a început la nivel mental cu un plan strategic, ci pur și simplu m-am condus după simțirea mea, după intuiție. Și astfel a început colaborarea cu Mamei Digitale în luna mai, dacă nu greșesc, sau aprilie, da? În martie am început cursul, da. Da, din prima ediție. Și a fost minunat, a fost o experiență senzațională. Poate că am perceput atât de minunat pentru că chiar mi-am dorit. Deci nu am pornit de la hai să văd ce-o fi, ci chiar am mers după simțirea mea. Și uite-ne, astăzi suntem față în față și a fost o decizie mai mult decât corectă și mai mult decât plăcută. Ok, iată, dacă să analizezi aceste 3 luni de program, pentru tine cum a fost? Dificil lecțiile pe care au fost predate? Cum te-ai încadrat în acest program într-așa fel ca să ajungi la rezultatele pe care tu ți le-ai dorit? Din motiv că am fost foarte entuziasmată și pentru că mi-am dorit foarte mult, deci chiar mi-am dedicat pot să spun că tot timpul meu, anume acestui proiect, pentru că asta simțeam. Uh-huh. Asta simțeam și informație pe care v-a oferit o Mame Digitale. Informația a fost destul de complexă și destul de multă ca cantitate, ceea ce mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că atunci când este mult, tu poți să iai exact ceea ce ai tu nevoie. Și nu știu dacă unii se plâng atunci când li se oferă mult sau multe lucruri de făcut, de executat, pentru mine, din contră, este o plăcere, este o provocare și ca și cum oferă un sol fertil
pentru ca tu să pornești în drumul tău pentru a-ți atinge scopul. Și ce pot să spun? A fost provocator, a fost și greu, eu nefiind cumva familiarizată cu mediul online, cu rețelele astea de socializare, însă ușor, ușor am pornit-o până am ajuns într-un punct că am simțit că îmi doresc să am și un ajutor din exterior. Astfel am maternat munca mea cu ajutorul din exterior, astfel încât să putem să mergem în acest proiect cât mai sigur, cât mai calitativ. Da, asta este bine, că într-adevăr, atunci când, iată, spre exemplu, tu ai un volum extrem de cunoștințe și ca să te concentrezi, să aduci publicului acea informație utilă lor, într-adevăr, e bine când ai în echipă o persoană care te ajută toate aceste lucruri care ele sunt mărunte, dar care îți ia foarte mult timp. Așa că, da, aș putea să comentez că în programul Mame Digitale câteva din ele au optat singure să facă, iar câteva au apelat la cineva. Și nu zic că o metodă este bună sau alta este rea, ambele sunt extraordinar de bune, fiindcă fiecare depinde de timpul pe care îl are și dacă îi se primește, atunci perfect. Dacă nu îi se primește, atunci mai bine să apeleze. Ok, hai dacă să ne gândim, iată, tu ai pornit această afacere. Ai riscat cu ceva? Adică ai avut ceva frici sau blocaje care să te oprească să pornești mai departe? Sincer, Emma, nu am avut absolut niciun blocaj și nu am avut nicio frică, pentru că eu pur și simplu am simțit, eu nu am stat să analizez. Eu pur și simplu m-am aruncat și am zis că o să fie ceea ce va trebui să fie. Deci lucrurile cumva vor derula în mod natural și asta s-a și întâmplat. Nu înseamnă că totul este roză, nu înseamnă că pe parcursul acestui drum nu întâlnești dificultăți. Dificultățile sunt o normalitate, ele ne fac ca să creștem, ele ne fac ca să ne direcționăm în cazul în care deviem cumva de la drumul nostru. De aceea pot să spun că chiar m-am avântat, pur și simplu. Nu mi-am pus blocaje și nu mi-am indus stări cumva pesimiste, așa să le spun. Ok. Eu am vrut să dau o întrebare, dar cred că am să fac un pic de altă acțiune. Am vrut să te întreb ce să facă acele femei care au aceste frici sau aceste blocaje, dar mai bine am să recomand tuturor femeilor care privesc acest video să acceseze pagina ta de Instagram vulpe.lucia și să îți scrie sau ție în inbox să te întrebe, să le ajuți sau să urmărească postările tale și poate și vei planifica, nu știu, un live, un webinar pe această temă, pentru că este una actuală. Bine, totodată pe foarte multe femei le interesează ce a fost necesar de bază ca tu să pornești această afacere. Spre exemplu, pagina de Instagram, pagina de Facebook sau investiții careva, ne poți spune câteva detalii? Ca să pornești în primul rând o afacere pe mediul online, este necesar ca tu să oferi din start ceva publicului. Tu să știi ce vrei să oferi, care este valoarea în care tu în primul rând ești încrezută că poți să o dai publicului. Și care este faza super bună din Mame Digitale e că chiar dacă tu nu știi ce îți dorești, însă simți că îți dorești o afacere, simți că vrei să interacționezi cu publicul, vrei să oferi ceva publicului, atunci Mame Digitale vine în ajutor și oferă instrumentele necesare astfel încât femeia participantă să-și dea seama ce ar putea să ofere publicului. Deci aș spune, în primul rând este ca să descoperi ce vrei să oferi. În al doilea rând este ca să te dedici acestui proiect, pentru că nu are sens să intri într-un proiect doar, nu știu, așa din curiozitate sau doar în calitate de observator să vedem ce este. Trebuie într-adevăr tu să vrei, să știi ce vrei și să mergi către acest drum.
să urmeze instrumentele, după cum am spus, pe care le oferiți voi. Sunt foarte bine structurate și odată ce sunt urmate pas cu pas, cu siguranță ajungi din punctul A în punctul B în care ai intenționat să ajungi. Deci cam asta ar fi dacă e să vorbesc de faza inițială, primul pas sau să spun startup-ul. După care, după momentul în care deja prins firul, cam îți dai seama și deja începi tu să simți, să intuiești și să înțelegi cam cum ar trebui să te direcționezi și lucrurile cum încep să deruleze. Am să-ți dau și o întrebare interesantă. Dacă ai întoarce timpul înapoi, sunt careva greșeli pe care tu le-ai făcut și le-ai corectat, dar și ar fi ca un sfat pentru acele femei care abia doresc să pornească această cale? Greșeli, nu pot spune greșeli, pot spune mai degrabă obstacole. Însă în momentul în care tu privești partea plină a paharului, tu înțelegi și înveți ceva chiar și din acel obstacol. Aș spune, cel mai bine ar fi să nu avem așteptări. Una dintre marele noastre, cum să mă exprim ca să o formulez cât mai sensibil. Eu spune un pic probleme. Ca să nu mă duc chiar în direcția asta sau... Una dintre marele noastre tendințe este ca să avem așteptări. Da. În momentul în care tu pur și simplu pornești și pornești cu o dorință, pornești cu încredere că lucrurile vor merge bine, atunci ele chiar vor veni. Iar în momentul în care tu ai așteptări, iar lucrurile nu decurg așa cum tu ți-ai dorit sau cum tu te-ai așteptat, tot ce este posibil ca persoana să ajungă în punctul în care pur și simplu să renunțe, să dea mâinile jos. De aceea, cel mai bine este pur și simplu să te arunci, să ai încredere, să știi ce oferi, și în primul rând să crezi tu în acel serviciu sau în acel produs pe care îl oferi publicului. Pentru că un produs sau un serviciu tu poți să-l împachetezi foarte frumos, pentru că acum marketingul este foarte dezvoltat. Însă dacă acel produs, serviciu este lipsit de substanță, eu cred că nici împachetarea asta nu va funcționa. Chiar dacă în faza inițială poate ajunge până într-un punct, tot ce este posibil că la un moment dat se va ruina. De asta e necesar să fie valoros ceea ce noi vrem să oferim lumii. Deci dacă poți să ne spui în ce constă, iată, spre exemplu, activitatea ta, tu oferi, iată, informație, dar ce ai lansat concret din cadrul căruia ai putut să începi a câștiga bani? Din momentul în care s-a finalizat programul Mami Digitale, în luna următoare chiar, sau la distanță de 2 săptămâni, dacă nu greșesc, am dat start primului meu maraton de îndeplinire a dorințelor, Adu Magia în viața ta. Ăsta a fost și primul proiect care mi-a adus primul venit, chiar din start mi-a adus un venit, nu foarte mare, nu foarte voluminos. E normal, ca la început. Da, dar cum am spus, nu am avut așteptări și am zis, orice ar fi, eu merg. Chiar să fie și un client 2-3, eu oricum merg, pentru că eu asta vreau și vreau să mă testez și pe mine și vreau să interacționez cu acel client și să-i ofer tot ce simt eu cam mai bun și ce aș putea să-i ofer. Și astfel a început programul meu de îndeplinire a dorințelor, a durat o lună, am avut un feedback frumos, chiar m-a bucurat și mă bucur mult că iarăși nu am avut așteptări și de aceea momentul în care am primit feedback-ul a fost pur și simplu wow, pentru că eu nu l-am așteptat. Și de curând am lansat și un al doilea program, un al doilea maraton dedicat femeilor și ce m-a bucurat e că o parte din fetele care au fost în primul maraton au decis să vină și în maratonul 2. Și uite așa a pornit lansarea mea pe mediul online cu proiectele mele.
Așa, fiindcă de ce te-am întrebat, deoarece mulți sunt curioși că da, iată, ești la început de drum și din ce într-adevăr ai putea scoate bani și aici eu pur și simplu aș mai adăuga că depinde de ce produs aveți, depinde de ce serviciu aveți, depinde care este prețul acesteia și voi deja depinde și ce investiții faceți, dar și anul ăsta, sau să zicem de după pandemie, mi-a dat o dovadă încă o chestie. Depinde și de ce zile, depinde de legile care sunt în țară și asta e situația, ne adaptăm, încercăm să facem la maxim posibil, așa că totul depinde și de însăși noi. Adică aura noastră, energia noastră și dacă noi într-un fel oarecare atragem. Pentru că am început a analiza acești 2 ani către cine se duce clienții, către cine se duce, spre exemplu, majoritatea pentru a, pur și simplu, spre exemplu, pentru a urmări. Și am observat, iată, că și în primul rând depinde de tine ca om, dacă ești plăcut, dacă ești deschis față de ei, dacă apar deseori în stories. Mai pe scurt, aici cred că o să facem cu Lia o temă aparte. Că la da, fel absolut, să știi că sunt de acord cu tine, Emma. Și omul când vine la tine să cumpere un produs sau un serviciu, de fapt nu ia produsul și serviciu în forma asta brută, seacă, ci el vine și ia sau cumpără, achiziționează energia ta. Deci vor veni oamenii care vor rezona oarecum cu tine. Și dacă în trecut oamenii erau cumva mai reci și aveau sentimentul ăsta sau starea asta de a simți, acum noi oamenii începem să simțim mai profund. Și respectiv când vrei să-i oferi un serviciu, te uiți cine e cel care îți oferă acel serviciu sau acel produs și tu îl simți, începi să-l percepi. Dacă rezonezi cu el, dacă ai putea să ai încredere în acel serviciu sau în acel produs și astfel se creează fuziunea între noi și între clienții noștri. Da, de acord. Ok, deci atât tu ți-ai lansat cursurile tale. Unde la moment, pe ce platforme ești prezentă? Pentru că avem mai multe platforme și pe care din ele ești cel mai activ? Da, sunt prezentă pe Instagram, cu fără el, pe Facebook, dar sunt prezentă și pe Telegram. De ce? Pentru că maratoanele mele se desfășoară anume pe Telegram. Instagram-ul și Facebook-ul le folosesc ca instrumente de promovare, dar le folosesc și ca instrumente de a interacționa cu publicul. Oferă multe informații, multe articole educaționale în mod gratuit și de aceea pot spune că activitatea mea în prim plan vizează Facebook-ul, Instagram-ul și Telegram-ul, până când intenționez curând să mă extind și pe YouTube, deși și acolo încet, încet am început să încarc câteva videouri și vedem mai departe cum lucrurile derulează și încotro mă direcționează. Ai spus acum că vei vedea cum mai departe, dar următoarea mea întrebare, dar și ultima întrebare, este dacă pur și simplu să-ți imaginezi care este viziunea ta pentru următorul an sau pentru următorii 2 ani și cam unde te vezi tu pe tine ca life mentor? Văd să-mi cresc numărul de maratoane și de proiecte. Și nu doar ca să ajut publicul, deși ăsta clar că este un prim element de bază, să zic, dar în același timp, odată cu lansarea mea în aceste proiecte și odată cu interacțiunea cu publicului, are loc și creșterea și evoluția mea. De aceea scopul meu este ca eu să evoluez cât mai sus și paralel cu evoluția mea să-i ofer valoare și lumii. De aceea ăsta este obiectivul meu, să trăiesc, să cresc, să mă extind cât mai mult și împreună cu cât mai multe femei, cu cât chiar și bărbați, de ce nu, împreună să creștem, să ne extindem și cât vom fi mai mulți, cu atât lucrurile
vor ieși mai frumoase și către direcția potrivită. Ok, mulțumim. Totodată că suntem la finalul acestui interviu, noutatea noastră este că odată ce am cunoscut-o pe Lucia în martie în programul Mame Digitale și văzând și calea ei de după finalizarea acestui curs, ea a devenit în cadrul Mame Digitale ca și mentor. Și vreau să vă prezint pentru că ea este cea care va conduce în continuare aceste interviuri și ea va intervieva următoarele femei de succes, femei care abia au început și vă va povesti și vă va duce în această lume a femeilor cu afaceri pe online. Și Lucia, îți mulțumim că ai acceptat și această provocare. Mulțumesc și eu, comunitatea Mamei Digitale. Va fi cu siguranță un proiect senzațional. Vom cunoaște femei care au pornit pe acest drum al afacerii online. Vom vedea cu ce dificultăți s-au confruntat. Vom scoate la suprafață ce înseamnă avea o afacere online, astfel încât femeile care încă nu au curajul să ia această decizie și să meargă pe această cale, să fie motivate ca să pornească la drum. Pentru că atunci când îți dorești, cu siguranță vor veni și rezultate. Absolut. Vă mulțumim tuturor pentru vizualizarea acestui interviu. Îți mulțumim și ție, Lucia. Și până la următoare revedere, pentru că urmează următoarea invitată. Vă dorim tuturor succese și numai bine! Pe curând! Lucruri care te inspiră și, într-adevăr, e real să construiești ceva, începând de la ceva micuț. Și bravo că unii ești din diaspora, că îi aduni pe noștri și pe noștri și ei pentru a noștri. Noi, atunci ce? Ai, e vorba.